Salutări oameni buni, Warbringer aici, mă întorc cu un nou cast de Company of Heroes, recomandat de către Zenith. Mi-a trimis pe mail link-ul pentru acest replay în care mi-a spus că trebuie castat meciul ăsta neapărat și am zis ok, de ce să nu o facem, hai să vedem ce o să iasă în acest meci recomandat de către Zenith. Prezentăm rapid jucătorii, de partea aleată îl avem pe Simon, iar ca și Wehrmacht îl avem pe Evil in a Closet. Harta, după cum puteți vedea, este la Langres și pe harta asta, de obicei, proporție de 75% din meciuri rezultă măcel grav, da? Sau partide epice, mai ales atunci când este vorba de facțiunile cu care a început Koch toată această nebunie, Wehrmachtul și US Army. Bun, despre jucători, sincer, nu mai știu cine sunt și așa mai departe. Am încetat să mă urmăresc scena de Koch 1. O să văd ce o să se întâmple în Company of Heroes 2. Din câte am văzut pe acolo, băieții ăștia de la Rally continuă să lucreze. Sincer, sunt foarte, foarte curios cum o să iasă. Sunt păreri împărțite, unii spun că trebuie să nu ai aceleași așteptări ca și de la Company of Heroes 1. În Company of Heroes 2 trebuie să intri cu, an open mind, dar după 6 ani de jucat Koch 1, nu știu, mie e greu să fac acest lucru, însă, ce vă zic, trebuie să păstrăm opțiunile deschise sau să dăm o șansă acelui joc. Deja avem un prim angajament aici pe Langres, Rifleman versus acești Volks, care încercau să pună presiune la acest punct de benzină, însă foarte frumos Simon vine și își protejează acel punct unde existau engineri americani, iar pe flancul stâng se lucrează frumos cu un alt squad de engineer, s-o să ajungă până aici să capeze punctul de benzină și probabil va trece și la punctul de 16 pentru german. După ne vedeți ca și, să zic așa, mișcări de trupe, germanul se hotărăște să meargă pe flancul drept. Acolo să se impună și va putea să securizeze benzina asta foarte bine. Dacă vă întrebați de ce face acest lucru, uitați-vă unde este cealaltă benzină de 10. Foarte greu să vii până acolo, asta înseamnă automat să-ți împrăștii trupele, să devii vulnerabil la flancuri și așa mai departe. Deci asta este opțiunea cea mai bună pe Langres pentru Wehrmacht dacă pleci din sudul hărții. Ne întoarcem pe mijlocul Langreului, unde germanul continuă să reziste aici în această casă, doar squaduri de Volks și până acum un squad de Volks mai are o frântură de viață, reușește să-l scoate acolo Evil in a Closet și pleacă cu el. Între timp Rifleman ăștia suferă pierderi grave acolo și să vedem dacă acești engineers vor muri sau vor reuși să scape. Cred că vor muri. Hai să vedem. Volks se opresc, dar nu reușește să scape americanul acolo, norocos la faza asta. Iar germanul arată foarte, foarte bine la început de meci. Flancul drept asigurat, mijlocul hărții asigurat și el. Și cu build-ul ăsta probabil că o să apară un sniper. Un sniper la un moment dat. Și mâine vedeți, americanul a reușit să captureze punctul de 10. Acum trece la muniția asta și sunt tare, tare curios să vedem de ce a fost recomandat acest match, ce este atât de frumos la el. Încearcă americanul aici să pătrundă la mijlocul hărții sau cât de cât să oprească un lockdown din partea germană, pentru că dacă ai jucat Company of Heroes știi foarte bine momentul în care germanul ajunge aici la acest punct strategic și există AMG și așa mai departe, lucrurile arată destul de urât pentru jucătorul aliat, iar acești Rifleman vor pune presiune pe Pios și încearcă să mai oblige germanul să aloce trupe și altundeva decât pe mijlocul hărții pentru a putea să-și apere teritoriul. Deja un squad de Volks vine la suport, Rifleman ăștia vor împinge cât de mult pot și vor trage după ei probabil și acest squad de Volks. Între timp, AMG
adus la mijlocul hărții, însă un flanc frumos aici din partea lui Simon. MC-ul deschide focul, însă acești riflemen au ajuns în poziția în care trebuie. Mai avem și niște engineers cu flăcări și MG-ul ăsta sau poziția asta o să cadă. Exact, și americanul va putea acum să se impună aici la mijloc, să mai facă capping, ba chiar să mai pună niște mine și așa mai departe. Squadul ăsta de Volk și reușește să aducă băiețașii ăștia la doar 2 oameni în squad, însă două trupe de rifleman sau mai bine zis 9 oameni vor putea să împingă squadul ăsta de 5. Încearcă să rămână cât mai mult pentru că, exact, venea un MG din baza germană. Însă americanul foarte frumos a reușit să se ocupe de, să zic așa, o poziție care, dacă ar fi fost lăsată, vă imaginați voi ce ar fi ieșit, MG-uri, sârmă ghimpată, mine și automat germanul ar fi fost într-o poziție superbă, benzina asta nu mai putea să fie resuită și așa mai departe. Însă foarte frumos ce a făcut Simon. Nimeni n-a venit aici să se ocupe de acest squad de engineers care a capat toată partea stângă și sudul hărții de pe acest flanc stâng. De ce? Pentru că era ocupat cu mijlocul hărții, vrea să se impună acolo și, după cum vedeți, americanul parcă simte chestia asta. Dacă punctul ăsta strategic va fi tăiat, oricum există tot acest teritoriu care poate să-i aducă income și resurse. Între timp, meanwhile, holy shit, 2000 aici pentru Simon, dar nu știu dacă a pierdut un squad întreg, nu, mai are totuși 4 squaduri de riflemen acolo. Dar acum, acești paio, să vedem dacă vor începe, exact, încep să tragă cu flăcări, însă nu trag în poziția în care trebuie. Minele astea o să continue să reziste. Deja MG-ul german acolo, avem un squad de engineers care în curând vor primi upgrade-ul de flamethrower, însă foarte frumos se apără aici germanul. Imediat MG-ul se ridică, apare încă un squad de flame engines acolo, MG-ul s-a întors prematur și totuși există Volk și ăștia la suport, meci nebun aici pe Langre, îmi plac meciurile astea. Enemy unit down, bunkerul cade. Și MG-ul ăsta trebuie să încarci în momentul în care riflemen împing. Celălalt squad, ciudat, nu ia să pres. Probabil că este activat acel hard cover pentru ei. Un MG trebuie să se retragă. Celălalt este ocupat cu bețașii ăștia puși la pământ. Și squadurile astea, sau mă rog, acest squad va încerca să împingă, însă Volk și protejează MG-ul. MG-ul se întoarce. Squadul ăla de riflemen trebuie să plece. Între timp, dacă uitați pe minimap, lucruri frumoase se întâmplă în flancul stâng, în sudul hărții. Germanul începe să-și recapeze din teritoriul ăla sau să-l aducă sub control german, însă poziția de pe mijlocul hărții cade. Foarte bună treabă făcută de către Simon, avem aici un weapon support center pentru jucătorul aliat. Nu există încă acel tria center pentru a da heal trupelor ăstora care s-au luptat la greu. Băiețașii ăștia săraci au un nivel de sănătate critic. Dacă iau o mină, probabil că mai rămâne un singur membru în squad. Însă ce e important e că s-a blocat tentativa de a se face pin aici, un fel de semua pin, dar normal fiind pe Langre o să fie un Langre pin în baza americană. Foarte frumos a anticipat această mișcare Simon și Evil in the Closet împins total de pe hartă, sau mai bine zis de pe mijlocul hărții, însă în flancul stâng, unde există muniția asta de 16, germanul reușește să aducă din acel teritoriu sub controlul său. Mina aici, cu ajutorul acestor paios, iar se deschide focul cu acest MG și benzina asta nu va putea să fie decapată. Două squaduri de vol și împing acolo un squad de riflemen. Foarte, foarte răniți beții ăștia, mai spun încă o dată. Și aici un pic de vață ascunselea după aceste tufișuri. Din nou germanul la mijlocul hărții. Oh, se ia acolo mina, a crezut Evil in the Closet că a scăpat de ele sau că nu există, însă au luat acești paios din plin una. Mai există încă un câmp de mine pentru american. Și haide să trecem și de partea germană, să nu ziceți că, bă, what the fuck, man, ești aliat acum, numai cu aliații te uiți. Bun, este de partea lui Evil in the Closet. Volk și ăștia, mare atenție, nu iau mina aia, incredibil, și riflemen ăștia trebuie să plece.
Inevitabil o vor lua la un moment dat, probabil când se vor retrage. Sniper acum pentru... Oh, nu, 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 nu! Oh, scapă! Nu scapă! Extraordinară faza aici. Mare, mare greșeală din partea lui Simon și tocmai am fost anunțat că există Soul Face Completed sau Tier 3-ul pentru jucătorul german. Asta înseamnă pume sau chiar un ștug. Am de văzut. Nu știm doctrina pentru neamț la american rapid. Mă uit să văd ce și-a ales. Nici la el nu se știe încă. Și ne-am întors de partea germană. Rifleman-ii ăștia, dacă mai rămân mult, o să ia ceva pierderi. Foarte frumos se retrage acolo Simon. Să punctul de benzină decapat. Volk și ăștia o să trebuiască să reînceapă operațiunile de capare acolo. Vet 1 pe Rifleman-ii ăștia pentru Simon. Și iarăși împins germanul de la mijlocul hărții. Foarte frumos jucat de către american până acum. Marea problemă a fost pierderea celui sniper. Și dacă vă uitați pe harta tactică, neamțul arată superb. Superb aici pe Langre. Mulți spun că această hartă favorizează Wehrmacht-ul. Mai ales dacă mergi pe partea asta și te blochezi cu sârmă ghimpată, alea. Vei putea automat să ai acces la mijlocul hărții, la punctul ăsta de victorie. Marea problemă este această parte sudică unde există încă un punct de victorie, muniția asta de 16 iară foarte importantă. Dar dacă reușești să ții de punctul ăsta de 10 este, cum să zic eu, foarte, foarte bine. Americanul, bine vedeți, începe să pună presiune sau să mai ia din resursele germane. Răspunsul este unul consistent, două squaduri de Volk și plus un MG trimis de către Evil in a Closet. Hai, fumește să retrag, punctul de benzină rămâne sub control german. Între timp, pe mijlocul hărții, poziție apărată de MG-ul ăsta Volk și vor avea acces relativ ușor la acest victory point. Dacă sniperul ar fi existat și acum poziția asta ar fi fost împinsă rapid de tot. Și germanul se plimbă cu acelea squaduri de Volk care au împins riflemanii la fuel de 10, plus MG-ul, plus încă un squad de Pioneers cu flamethrower. Nu știu cum a văzut el chestia acolo, probabil a văzut-o mai de mult și aș ținut minte că există mina acolo. Dar pur și simplu a zis ok, poate e o mină acolo și da. Încă o mină pusă iarăși aici de către Simon. Neamțul încearcă din răsputeri să obțină ceea ce vrea și anume acel pin. Pierde acolo un squad de Volk și incredibil. Și hai să vedem dacă vei reuși să o facă. Pe harta tactică deja resursele americane sunt pe acest flanc drept, deci automat o tăiere acestui punct de victorie o să însemne no fucking resources whatsoever. Da, și se pare că germanul, până la urmă, într-un final, va reuși să-și pună planul la aplicare. A mers defensiv. Ho-ho-ho. Bunkerul ăsta îngrozitor de rezistent. Însă, din partea americană avem Tank Depot. Tank Depot din partea americană și Tier 4 pentru Evil in a Closet. Da? Avem un Oswind ca și prim vehicul greu german din partea lui Evil. Iar domnul Simon rămâne de văzut ce o să producă acolo, probabil un M10. Să, domnule, vedeți, nu există resurse aici. Domnule, există resurse, dar nu pot să fie legate, deoarece acest punct de victorie este pur și simplu tăiat, sau sub control german, sârmă ghimpată aici, ca să facă viața și mai dureroasă pentru jucătorul american. Squad Rifleman trimis pe flancul stâng pentru a mai aduce ceva resurse, trebuie să-și ia ceva benzină. Iar germanul va campa aici la mijlocul hărții, uitați-vă și voi ce poziție grea de distrus, mine, MG, Volks și atunci normal vei dori să mai obligi trupele germane să vină și să răspundă la ceea ce faci tu pe alte flancuri ale hărții, însă mare atenție, Oswind-ul ăsta este o soluție ideală pentru a preveni stilul ăsta de joc, să lucrezi pe flancuri și să obligi infanteria să vină și să răspundă. Și e o veste groaznică pentru Simon, Evil in a Closet. MJ-ish care trage după niște riflemen de V1 care au sărit în casa asta de piatră. Avem Medic Bunker acolo pentru german. Încă un squad de riflemen se va lupta cu Volk și
Să repetăm, viața lor este scăzută sau sănătatea. Iar avem Sherman din partea lui Simon, excelent, nu s-a dus nici grenade, nu s-a dus nici BAR, nici sticky bombs, tot fiul ăla a fost investit în, sau mai bine, a fost păstrat pentru a se ajunge la tech-ul ăsta de tank depot și automat de Sherman. Foarte bună soluție găsită de către Simon. Iar Sherman-ul ăsta va putea să facă counter, holy shit, va putea să facă counter perfect și la Oswind-ul ăsta. Deci Evil in the Closet va trebui să găsească o soluție cât de curând. Are 80 fuel și 3 puncte de sau commander points. Există aici o mină din partea germanului, însă niciuna aici. Și Oswind-ul ăsta nu știm exact ce va încerca să facă, probabil să-l atragă în ceva câmpuri de mine. Shermanul lui Simon continuă să împingă fără frică aici. Jucătorul american putea să ia vreo 3 câmpuri de mine până acum dacă Evil in a Closet le-ar fi pus acolo. Și Shermanul ăsta va sta până va distruge Oswind-ul. Oswind-ul a căzut, însă fiul ăsta se strânge pentru German 100 și vom vedea un Panther pentru Evil in a Closet. Între timp s-a construit și acest Ria Center pentru jucătorul aliat. Automat, riflemanii ăștia, engineer și toate trupele de infanterie vor putea să se întoarcă pe câmpul de luptă cu sănătatea full. Alrighty then. Shermanul ăsta deja are vet 1, 5 kg de infanterie plus un kill de blindat greu. Foarte bună treabă făcută de către tankul ăsta greu american. Și automat din partea comandantului suprem, și anume Simon. Iar acum Shermanul intră în baza germană, însă Pantherul se produce, să vedem dacă va alege Infantry Doctrine și să tragă cu un off-map, exact, asta se și întâmplă. Și să vedem dacă Pantherul ăsta mai apuca să iasă. Primul shot de howitzer ratează. Cel de-al doilea din plin lovește Panzer Command-ul. Al treilea la fel. Al patrulea la fel. Și al cincilea ratează. Însă există Shermanul ăsta. 6 ratează și s-a cam terminat cu off-map-ul. Încearcă aici americanul să distrugă acest Panzer Command. Nu cred că va reuși. Jesus Christ. dacă toate shoturile de howitzer ar fi fost exacte, atunci Panzer Command-ul ăsta era mort și o să iasă Panther-ul. Panther-ul a ieșit, Shermanul trebuie să plece și încă cum. Cade Panzer Command-ul ăla, însă ce important e că a ieșit un tank care va putea să facă counter și încă cum la acest Sherman. Shermanul se retrage, germanul tot acest timp reușește să-și păstreze o bună parte din hartă, o bună parte, o parte extraordinar de mare din hartă. Acum Pantherul ăsta vrea să vâneze Shermanul are destulă viață, o să poată să ajungă frumos acasă. Și deja avem doctrine alese pentru amândoi jucători. Infantry Doctrine pentru Simon, Defensive pentru Evil in a Closet. Altceva ce iese, avem un M18 Hellcat din partea americană și 4 puncte de victorie pentru german. Hai să trecem și de partea lui Simon. Riflemanii ăștia întâmpină la timp se retrage acolo Simon. Defensive artillery din partea lui Evil in a Closet. Păstrează punctul strategic. Meciul continuă. M18 Hellcat aici. Se pare că minele germane au fost luate de probabil infanterie, nu știm exact. Iar acest tank destroyer a ieșit pe hartă și mai are un sfert din viață. Shermanul trebuie și el să fie reparat. Și asta înseamnă că pentru moment americanul va trebui să lucreze doar cu infanterie. Avem un MG aici. Imediat va închide această tentativă de a mai lua din teritoriu, tentativă din partea americanului. Puși la pământ riflemanii. Pantherul va fi adus și el în acea zonă.
și toată această sârmă ghimpată, doamne, tot acest gard va fi distrus de pantrul ăsta. SMG-ul trebuie să o taie de acolo și iarăși Defensive Artillery din partea lui Evil in a Closet, un squad rifleman plecat. Să mai rămâne unul aici, foarte frumos jucat de către american. Mi-ar place să pot să prindă toată acțiunea. Mai avem un squad de riflemen acolo care încearcă să decapeze punctul ăsta strategic. Nu reușesc, MG-ul iarăși se retrage. Există bunkerul ăsta, poți să-ți faci reinforce. Și în tot acest timp, prieteni, germanul este iar la mijlocul hărții. Își va relua și benzina asta. Tancurile americane aproape reparate vor putea să reintre în luptă. Însă pantrul ăsta poate să fie distrus cu un combo de Rifleman cu Sticky și Shermanul plus acel M18 Hellcat să tragă din lateral și din spate, altcumva e greu. În fine, mult manpower pentru aliat. Nu foarte mult fuel. M18 Hellcat-ul ăsta încearcă să distrugă sau să facă cât mai mult damage acestui bunker. Însă sunt convins că germanul imediat va veni și va începe reparațiile la această structură care i-a permis atât de mult să rămână pe mijlocul hărții, să facă reinforce. Ia uitați-vă și voi, pind acești beți și dacă e cazul, MG-ul poate să fugă foarte frumos și să-și facă reinforce. Shermanul încearcă să distrugă acest MG, apare pantrul și spune nein. MG-ul rămâne acolo. Riflemanii ăștia, doar 3 oameni în squad, nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil mine sau Volk și cu MP40 să supply capped. Pentru moment a fost și mai este, mai are 37 din 38, deci americanul trebuie să-și facă rost de teritoriu și mine la greu din partea germană. Băieții ăștia, iară mine luată acolo. Da, partea bună e că n-a pierdut încă nimic. Și toate minele alea au fost, să zic așa, distruse. Asta înseamnă că pe viitor, dacă germanul nu va continua să mai pună mine, americanul va putea să se miște în voie aici pe mijlocul hărții, aici pe Langre. Iarăși apare M18 Hellcat-ul ăsta. Bunkerul nu a fost reparat, însă pantrul este gardianul suprem aici. Cum apare un tank american, cum apare pantrul și spune, tati, are you for real? Așa că M18-ul ăsta spune, I'm not for real, decât dacă mai am vreo 3 prieteni. Ca să putem să ne punem cu tine, însă marea problemă pentru jucătorul aliat sunt teritoriile. Fără teritoriu nu poți să produci și nu poți să ai un income de resurse foarte bun. MG-ul ăsta cade prin nu știu ce miracol și americanul fură. O, avem Night Crossholders. Mă uit rapid să văd ce unități sau ce squaduri au vet. Sunt două squad de Rifleman cu vet 1, celelalte două sunt with no vet. Mai există un squad de Rangers acolo, dacă Rangerii apun vet, atunci Nice Crossholder ea o să cadă cam repede. Un lucru bun și un lucru ce încă îl mai ajută pe american este că acești Nice Crossholders nu au vet deloc pe ei. Bun, între timp iarăși Defensive Artillery aici din partea lui Evil in a Closet. Rangerii ea pleacă acasă cu doar 2 oameni. Însă vine acest squad de Rifleman, iarăși 3 oameni în squad și Volk și ăștia vor putea foarte frumos să împingă tentativa asta sau să oprească tentativa asta de decapare a benzinei pentru Wehrmacht. Exact, asta se și întâmplă. Iar aici dumneavoastră vedeți un SimCity german, două buncăre, unul de medici, celălalt încă nu știm ce va fi, probabil de reparații pentru acest Panther. Ice Crossholder-ii și ei intră în acțiune și un sniper refăcut de-abia acum. Poate dacă primul sniper n-ar fi fost pierdut atât de rapid, altcum ar fi stat situația, crurile astea de MG ar fi fost eliminate mult mai ușor. Pentru că acele cruri de MG au fost cele care au închis americanul pentru atât de mult timp. E, și este un bunker de MG. Acolo ca să țină cât mai mult punctul ăsta strategic sub control german. S-au decapat chiar. Între timp, squadul ăsta de VET1 va scăpa. Într-un final.
Într-un final, punctul strategic revine sub control american și acum Shermanul apare și el, dar MG-urile astea încearcă să facă tot ce pot, dar nu vor putea să penetreze armura americană. Mai apare și M18-le, însă sunt deja două pantere pe câmpul de luptă, prieteni, două pantere, Doamne Dumnezeule, câte resurse a putut să strângă germanul. Dacă americanul va reuși să revină în acest match, o să fie superb. Deja sunt două M18, Tank Destroyers, dar nici panterele astea nu sunt de glumă, au primit deja V1 pe ele. La câtă benzină a putut să strângă Evil in a Closet, nu mă mir, Shermanul ăsta ar fi păcat să piardă, dar reușește să scape cu el până la urmă. Și acum există acești riflemen plus sniperul ăsta, Nice Cross Holderii, sunt și ei prin zonă. A trebuit să avem mare grijă, Simon cu ei, face frumos bloc acelor Nice Cross Holders. Între timp, americanul foarte frumos cu un squad de riflemen de V1, continuă să facă hărăs aici acestui punct de benzină, însă avem un off-map unde, în zona asta, ok. Deci punctul strategic îl vreau pentru mine, spune aliatul. Lasă-mă în pace, l-ai ținut destul. Off-map acolo, germanul trebuie să se retragă sau să vină cu acești Nice Cross Holders pe flanc, unde băiețașii ăștia au făcut deja V2, deci un upgrade de BAR o să-i facă niște bestii, ca să nu mai zic de grenade și așa mai departe. Bunkerul de MG a căzut, însă există acest bunker de medici care este locuit momentan de un crew de MG, un singur om în componență, și sniperul vine, va trage shotul care va elibera bunkerul ăsta. Hai snipere, frate, când vezi cât stau, hai tată că poți să-l vezi, dă-i odată. Ah, îngrozitor. Mine aici pentru acest Nice Cross Holders, jumătate din sănătate s-a dus. Încă un squad de Nice Cross Holders. Deci germanul alta resurse a reușit să strângă și a putut să strângă, încât va lupta doar cu unități de elită. Și unități de elită versus ce are aliatul. Ce bine este că și-a păstrat majoritatea trupelor, n-a pierdut nimic până acum, însă riflemenii lui nu prea au vetul necesar. Există un singur squad cu V2 acolo. Bunkerul ăsta mai are foarte puțin și va cădea. Aici s-a dat un defensive artillery, cred că a pierdut un squad, da, a pierdut un squad aliatul. Și avem acum și Grenadiers. Hai să vedem dacă bunkerul va cădea. A căzut bunkerul, superb jucat aici de către aliat. M18-le ăsta va trebui să plece și panterele vor și ele un kill, vor ceva să răzbune pierderea acelui bunker. Să germanul din nou va agresa acest punct strategic pentru aliat. Aliatul nu are foarte mult teritoriu, dacă uitați pe harta tactică, ăsta e teritoriu american, restul este germanul. De aia și-a permis două pantere, Nice Cross Holder, stack-uri la tier 4. Gândiți-vă că și-a reconstruit tier 4-le pentru că a fost distrus de acel Sherman. Încă un M18 Hellcat acolo și americanul luptă pentru, să zic așa, viața aici în acest match de pe Langre. Și are și se dă un defensive artillery acolo. Închipuiți-vă câtă muniție are băiatul ăsta. A dat deja două. Și a mai dat în match-ul ăsta încă vreo două sau trei chiar. Și iarăși teritoriul german, acest punct strategic. MG-ul deschide focul, Doamne Dumnezeule, este extraordinar de greu să ieși de aici. Ce poziție și ce stil de joc aici pe Langre. Însă panterele astea, cel puțin ăsta de aici, a început să simtă presiunea din partea acestor tank destroyer americane. Sniperul și el face tot ce poate, mai un singur băiat aici în cadrul componenței. Doi acum, pentru că există bunkerul ăsta cu care se poate face reinforce. Pierde acolo un tank destroyer americanul, exact, și sniperul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Are V1, dar, Doamne Dumnezeule, uitați-vă și voi. Deci, ce poți să mai faci din poziția asta? Nu știu. Până și acest Sherman începe să primească shot-uri. V2 pe el, asta e foarte, foarte frumos. MG-ul iarăși deschide focul îngrozitor.
închis în propria bază. Și are V2 pe acest Panther, însă Destroy the Engine acolo. Să vedem dacă aceste tank destroyere vor lua kill-ul. E crucial să o fac out of control. Foarte frumos. Simon își păstrează calmul, distruge un Panther. Însă nu trebuie să se mai angajeze, pentru că Pantherul ăsta nu moare, nu vrei așa ceva. Foarte frumos off map acolo și uitați-vă joi ce baguit e jocul ăsta, îngrozitor. Off map pe Pantherele astea în continuare rămâne în viață. Și acest M18 Hunter, incredibil, și încă trage, da? Deci ce să mai zic? Pierde și acest tank destroyer și de-abia acum cade Pantherul, prieteni, de-abia acum cade Pantherul ăla care a fost distrus aici, da? Deci, ce să mai zic, nu mai e nimic de zis, ne întoarcem la meci. Sniperul continuă să-și facă treaba, buncă de reparații și după cum ne-ați vedea. Și sniperul ăsta e crucial. Ei, Doamne ajută, a căzut crew-ul ăsta de pe MG. Eu sincer cred că aș fi nebunit la faza aia cu Pantherul, da, asta e. Simon în schimb își păstrează calmul și va pleca și să sperăm că va pleca și cu Rangerii ăștia. Iarăși MG-ul ăsta luat de către niște Grenadiers. Să Shermanul cu V2 spulber acolo tot ce poate, dar trebuie să aibă grijă la Pantherul care a mai rămas în viață. Între timp nimic nu se mai produce de aici din baza lui Evil in a Closet. Haideți să trecem de partea lui. Are manpower, are o căruță de fuel. Însă dacă poziția asta cade, cade totul pentru neamț. Americanul, dacă ați fost atenți, a bancat ceva resurse. 347 pentru german, 91 pentru american. Their armor is like toys. Da, Pantherul este full health, iar sniperul are deja V2. Nu! Pierde acolo un squad de V2 de rifleman. Și ce Dumnezeu să se întâmple aici? Oh my god. Pauză. Off-map combat group american. Două Hellcat-uri, un M8 versus un M4 Sherman de V2. Nu. Ce Dumnezeu zic aici? Deci două M18, un M8, un Sherman de V2 versus ce are germanul? Un singur tank. Dacă tankul ăsta cade, germanul va pierde. Hai să vedem ce o să iasă. Apare M10-urile, apare M8-ul, toată lumea apare. Sunt și acești Grenadiers cu Panzer Shrek pe ei, se trage acolo cu tot ce se poate. Destroy the engine pe acest M18, foarte frumoasă poziție găsită către acest M18, se pare că Pantherul va cădea, cred. Nu știu dacă o să poată să-l salveze. Incredibil. Unde este acel Sherman? Unde este Shermanul? A căzut Pantherul. A căzut Pantherul. Ce mai are germanul? Doar infanterie. Asta este tot ce are aici. Poate un off map acum ar fi extraordinar. Și Doamne Dumnezeule, să nu spui că americanul va câștiga meciul ăsta sau va reveni în el, pentru că este, sau mă rog, ar fi extraordinar. V2 pe aceste M18 și într-un final, în minutul 33, aliatul iese pe hartă. V3 pe acest Sherman. Doamne Dumnezeule, și cu Shermanul ăsta de V3, vă imaginați că tot ce înseamnă infanterie germană va cădea instantaneu. Au căzut acolo acei Nice Cross Soldiers, vor cădea și Volk și ăștia, poziția va cădea și ea. Și ce fucking company of heroes, man, ce mână a prins acolo la acel off-map combat group. Două M18 și un M8
Incredibil meci aici pe Langre. Iar acum americanul iese într-un final, repet, minutul 34, reușește să iasă pe hartă. După un pin în propria bază care a ținut aproape tot meciul, sau cel puțin până... Oh, pierde sniperul ăla, din păcate, era un sniper de V2. Of, of, of. Însă cred că e atât de fericit că poate să iasă încât nu-l mai interesează pierderea acelui sniper. Are 16 puncte. Jucătorul alia germanul, 342 și reface un pant. Însă hai să vedem dacă pantul ăsta o să iasă. Și dacă Simon va aplica acea strategie cu un off-map artillery shot. Harta începe să devină tot mai roșie pentru aliat. Și aceste M18 Hellcat-uri băgate în camouflage mode, sau nici cum să-i spun. Infanteria americană un pic răsfirată pentru că doreau să mai capeze puncte de resurse. Neamțul reușește să facă decap și doar atât. Pardon. Shermanul ăsta de V3 a luat o mină, trebuie reparat și el. Iar germanul va ieși cu nou Panther. Germanul va ieși cu nou Panther. Și este M18 Hellcat, ar cam trebui să o șteargă cât de repede poate de aici. A ieșit Pantherul. A ieșit Pantherul, însă încă un off-map combat group din partea aliată. Iarăși cred că mai a primit un M18 Hellcat. Incredibil ce mână primește, sau incredibile off-map combat group-uri primite de către jucătorul aliat. Cât armură a putut să primească? Pantherul ăsta e ceva de genul, băi frate, what the hell, man, mai 3 din astea acum, 3, are you for real, și ce damage fac acest M18 Hellcat, dacă Pantherul este în ce, și dacă e cu armura frontală, ia un damage incredibil, nu pot să cred, Evil in a Closet pierde și cel de-al treilea Panther, era să zic așa, asul lui din mânecă, până când au apărut aceste M18 Hellcat, să nu uităm că ăsta are V3, deci, he packs a punch. Iar acum americanul este în baza germană. După 36 de minute în care germanul s-a făcut ce a vrut acolo cu jucătorul aliat, mare atenție, se dă un 280mm rocket barrage. Cade acolo un M8. Cel de-al doilea ia un damage de engine și main gun destroyed pe acel M18 Hellcat. Deci americanul pierderi minime acolo. Mă întorc la idee, după ce tot meciul germanul a făcut lockdown jucătorului aliat, acesta reușește să câștige, să nu uitați, prin noroc. Dacă mâna care o primea la primul off-map combat group ar fi fost două squaduri de... exact, what are the odds? Un squad de rifles, un squad de nu știu ce gen AT, mai știu, mortar, meciul era gata pentru el. Însă ăsta-i cohul, are momente... în care ați văzut pantul ăla care nu murea și are momente genul ăsta în care ești într-un mare rahat și te scoate din el, acel off-map combat group. Doesn't matter, would have beaten you in third game anyways, whatever, sure, băieții ăștia nu prea se au la suflet. Și V3 Emerton Hellcat, V3 Sherman și trebuie să fiu de acord cu Evil in a Closet, chiar așa. Ce șanse să primești doar armură de la acel off-map combat group? Incredibil. Și exact, mult noroc din partea aliatului și GG. Zenit când mi-a trimis acest replay scrie acolo că este o incredibilă revenire. Nu am uitat la el, am zis, bă, hai să-l cred pe cuvânt pe omul ăsta. Drept urmare, am vrut să castez acest match pentru voi. Iată care a fost revenirea și ce înseamnă Company of Heroes. În momentele în care, sincer acum, dacă nu primea acele tancuri, era mort. Da, deci cu un off-map combat group cu MG, AT, un squad de rifleman și un mortar, meciul era gata. Însă, cum să zic,
Când am văzut ce primește, am rămas fără cuvinte. Și culmea culmilor, și la al doilea Off-Man Combat Group i-a mai dat încă un M18 și două M8-uri. Deci parcă ar fi jucat Armor băiatul ăsta și nu Infantry Doctrine. Da, prieteni, ăsta a fost meciul între Evil in a Closet și Simon Pelangre. Un meci în care neamțul a dominat total, ce zic, 90% din el. Și restul de 10% au fost acele două off-map combat grupuri care i-au câștigat partida jucătorului aliat. Da, prieteni, cam atât pentru astăzi. O să mai fac casturi de Company of Heroes, nu la fel de des cum o făceam înainte, însă vor mai veni. Eu vă urez mult succes dacă mai jucați, dacă jucați pe LED, dacă jucați între voi și, normal, până data viitoare, toate cele bune. Ciao, ciao!